Odată cu primele măsuri de relaxare și partidele politice și-au reluat conferințele de presă. La nivelul județului Hunedoara, primul partid care a organizat după luni bune o conferință de presă a fost PNL, unul dintre principalele subiecte fiind cel al creșterii pensiilor. Deputatul Lucian Heiuș, președintele organizației județene Hunedoara a Partidului Național Liberal, a susținut recent o conferință de presă. În această conferință, prima susținută de un partid politic în județul Hunedoara după declanșarea pandemiei de coronavirus, un subiect important a fost acel al creșterii pensiilor. Lucian Heiuș, membru în Comisia de Buget Finanțe a Parlamentului României, a dat asigurări că pensiile vor crește, dar nu a dorit să avanseze și un procentaj al acestor măriri. De asemenea, deputatul hunedorean, membru al partidului, aflat la guvernare, a opinat că acele creșteri ar trebui să se facă diferențiat. Pensiile clar că vor fi majorate începând cu data de 1 septembrie. Dacă mă întrebați astăzi cu ce quantum vor fi, nu vă pot spune. Dar, sigur, se vor majora, iar din punctul meu de vedere, această majorare ar trebui să fie făcută în trepte. Cei cu pensii mici să primească o majorare mai mare, iar cu cât crește valoarea pensiei de astăzi, să fie procentul tot mai mic, iar acelea pensii nesimțite care depășesc 100 de milioane de lei să nu fie majorate deloc. Dar această decizie va fi luată probabil în luna august, când vom ști exact execuția bugetară, vom putea face o analiză și un calcul exact al influenței negative, din păcate, care există asupra veniturilor bugetului de stat și într-un timp rezonabil vom veni atât în fața pensionarilor cât și în fața dumneavoastră a mass mediei cu soluția corectă, firească, omenească, care poate să fie făcută astăzi de către România. Legea pensiilor adoptată de fostul guvern condus de PSD, acum în opoziție, prevede că pensiile vor crește cu 40% începând cu 1 septembrie 2020.